Dar Rusel, seara încă nu s-a terminat, încă este Halloween-ul la noi și trebuie să facem ceva ce noi facem de obicei, dar Rusel, și anume să facem un concurs de construit. Dar Rusel, trebuie să facem un concurs de construit de tematică Halloween. Dar fii atent, vreau să te întreb ceva, dar Rusel, vrei să afli ce vreau eu să te întreb? Bă, Rafale, zic că nu mă pupă, sunt prea obosit, Rafale, sunt prea obosit. Bă, dar Rusel, vreau să te întreb ceva, unde e Alice? Mă, că Alice treia să fie, uite-te puțin, scrie aici Alice 2012 și dar Rusel 2012. Alice unde e? Păpune, la modul cel mai serios, că Alice nu mai vine, ce face? Ce, unde a plecat ea acum? Bă, frate, nu știu, Rafale. Cred că au mâncat-o câinii. Da, cred că au mâncat-o câinii tăi, Darusele. Că asta ai făcut tu, Darusele. Dacă mai țineți minte, în fine, nu mai interesează asta, Darusele, fii atent. Astăzi facem tematică de Halloween concurs de construit. Și anume o să facem o singură rundă, Darusele. Și dacă o să vină Alice între timp, Darusele, ar fi foarte bine pentru tine, pentru că tu o să concurezi cu ea. Și dacă concurezi cu ea, o să ai mai multe șanse, Darusele, să câștigi. Ok, hai, ba, du-te rapid, rapid, du-te, ah, ok, gata, du-te, fii atent, Darusele, ți-am pus aici niște iteme, în fine, te uiți tu acolo foarte frumos, gata. Deci ok, acum începe construcția. Astăzi o să facem concurs de construit și anume o să facem concurs de construit foarte, foarte tare. Astăzi vom face un concurs de construit și cu tematică de Halloween. Și anume, cu tematica aceasta de Halloween o să fie foarte, foarte multe chestii. Adică avem foarte multe chestii. Putem să facem o biserică, un cimitir, niște chestii, un dovleac, mai multe chestii. Dar ceea ce vreau eu să fac, încă nu vă spun. Dar fiți atenți, haideți să vă arăt ce am pus eu aici în ăsta, pentru că vă dați seama cât ok. Deci da, vedeți, asta ar putea să fie un cimitir, niște chestii, dar vreau să fac mai mult de atât. Fiți atenți, după ce iau toate itemele de care o să am nevoie să construiesc, o să vă zic ce am în plan, pentru că o să fie o construcție foarte mișto și abia aștept rezultatul final, că dacă nu o să fie cum vreau eu, da. Dacă nu ești fraier. Da, dar Rusel, da, ai dreptate tu, dar Rusel, dar cum auzi tu, dar Rusel, întrebarea mea cum auzi, ia să intru să văd ce faci tu, a, te-ai apucat, mă, dar Rusel, ce faci tu aici? Gata, mi-am ales câteva din materialele pe care o să le folosesc la construirea unei biserici. Deci da, ați înțeles bine, o să fac o biserică și un cimitir. Vreau să fac așa pentru că e o tematică de Halloween. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă era o idee mai bună să fac altceva. Scrieți dacă aveați voi alte idei, ce idee aveați voi în cap și dacă puteți să o reproduceți, poate face și voi și trimiteți acolo pe Discord ce ați făcut voi de Halloween, dacă v-ați jucat Minecraft și ați făcut așa. Da, făcut ei, da, da, scrieți, scrieți acolo, scrieți. Hai să dăm drumul la cele și dar să le în 3, 2, 1. O să înceapă bine, tu deja cred că ai început, dar Rusel, dar vreau să te întreb înainte de toate, dar Rusel, ce ai de gând tu să faci până vine Alice, dacă mai vine, să sperăm că mai vine, că dacă nu, na, n-avem ce să zicem. Bă, Rafale, eu doar vreau să zic că o să câștig. Da, ok, am înțeles, dar Rusele, o să câștigi. No, ok, lasă să rămână secret ceea ce vrei tu să faci acolo, pentru că eu acum, dar Rusele, o să dau drumul, nu o să zic, de fapt am zis ce o să fac, dar Rusele, o să fac o biserică, dar poate ți-am dat și ție o idee, sper să nu faci la fel, dar Rusele, că dacă faci la fel. Am început aici să fac așa frumos, frumos, arată cât de cât ok, îmi place cât de cât bine, nu prea îmi place aia de sus cum arată acolo crucea, dar poate o retușăm, vedem noi ce facem, cum o să arate într-un final și... Bă, Alice, bă, ce cauți mai aici? Bă, Alice, bă, Alice, vină puțin aici, Alice, că am să te întreb ceva, Alice, coboară jos, nu te uita, aia, ai văzut, o să-i zici, dar Alice, aia nu mă interesează, dar ce cauți tu acum, de ce să vine așa târziu, ce ai făcut până acum? Bă, Rafael, am vrut să mă machiez rapid și am văzut că a trecut timpul prea rapid și m-am pornit acum rapid. Da, mulțumim, Alice, dar Alice deja a început, are nevoie de ajutorul tău, ia, du-te, poate e supărat pe tine, că tu încă acum, nu zici acum, și are... du-te la el, ia, du-te așa, să vedem ce se aude, du-te după el, du-te hai, după hai, el. Hai. Dar Rusel, dar Rusel, bă, am venit, hai, hai, ce facem? Bine, tu ce faci? Hai, ajută-mă, ajută-mă! Așa, treabă, dai și gură, hai! Că am început uite deja! Hai, femeie, hai, hai, femeie! Bă, gata, bă, nu mai țipați acolo, hai, deși, tate, mamă, deci, deja a venit, Alice, e bine pentru Rusel, dar nu e bine pentru mine, pentru că eu să-l fie 2 versus 1, dar nu e nicio problemă, o să-i bat 100% și așa, o să-mi fie mie ușor, pentru că aia nu o să se înțeleagă prea bine și o să se certe cel mai probabil acolo și o să facă ceva foarte nașpa, dar, haideți să vedem cum o să iasă totul acum, pentru că trebuie să stau aici, nu știu dacă arată, dar cred că o să o las așa, nu știu, haideți că văd cum o să fac în continuare și după o să văd dacă o să o las așa sau nu. Pot să spun că eu am terminat biserica, este gata, adică nu e gata toată, pentru că este gata doar pe interior, cam așa, pe exterior, pardon, pe interior o să facem chiar acum imediat și să vă arăt ce am făcut pe interior, că am făcut un singur lucru și anume să dau așa puțină lumină și am făcut aici un candelabru, eu zic că arată genial. Alice, dar nu faci bine, Alice, Alice, dar nu faci bine, Alice, Alice, dar nu faci bine, repară! Bă, gata, mă, nu vă mai certați acolo, bă, dar e lucru în echipă, trebuie să comunicați între voi foarte frumos, o să vă certați, dar să nu știu ce tip așa, dar fiți atent, eu vreau să fac aici niște icoane, nu știu dacă ar merge, să vedem, o să vedem, o să fac foarte multe chestii, dar o să revenim imediat cu interiorul, bă, dar voi ce faceți acolo, pe bune? Bă, Rafale, mi-am terminat, bă, și asta, bă, da, Alice, gata, terminăm! Îmi dau seama ce ați terminat voi care vă certați, ok, deci eu o să fac aici biserica, o să termin interiorul, după o să mă apuc acolo, dă niște morminte, niște chestii de-astea, cimitirul,
faci biserică? Da, de ce? Bă, păi nu vezi, mă, ce păcat te face Darisel. Urlă așa la fată lângă biserică, mă. Păi ia, e, să vină aici la biserică, vine la, la să se spovedească la părinte și cam aia, în fine de... Deci eu acum o să fac biserica, o să termin, după o să fac un cimitir și vreau să mai fac mai multe chestii, o să fac și locul unde este clopotul, unde stă domnul care dă cu clopotul și mai multe chestii, dar încă nu vă zic, vedem. Ce mai vrei, Darusele? Mă lași pe mine să vorbesc? Felul care mă tratezi în Doamne, gata, Darus, gata, Darusele, că trebuie să vii aici să te scapi de toate păcatele, Darusele, la biserica asta, pe bune. Bine, o să vin. Gata, și am terminat și interior. După cum puteți vedea, am pus aici niște chestii ca să pară într-un fel că e de Halloween, așa, mă, dar ce să audem, Darusele? Ce faci, mă, pe acolo, Darusele? Bă, ce cu zombiul ăsta aici? Cine l-a pus? Bă, te-ai speriat? Puțin, așa, în fine, nu mă interesează, Darusele, pentru că acum o să le arăt la lume ce am făcut eu, Darusele. Mamă, deci cam așa arată interiorul. Eu sunt mulțumit, sincer, am făcut așa, deci am improvizat niște chestii, vedeți aici, astea să zicem că sunt niște icoane ce am găsit și eu pe aici. Eu zic că chiar arată ca niște icoane, cât de cât așa. Aici candelabru frumos cum a fost, am pus pe aici niște lelieci foarte, foarte frumos, pe aici scaune și toate astea. Și aici este altarul unde stă popa, cum ar veni părintele, vedeți aici foarte, foarte frumos. Eu zic că arată foarte bine și nu aveam ce să mai fac altceva, sincer, eu zic că arată foarte, foarte bine. Dați acolo o notă în comentarii, chiar sunt curios la final de videoclip să scrieți nota voastră, adică cine credeți că a câștigat și de ce a câștigat. Adică eu dacă câștig, scrieți acolo de ce vă place mai mult a mea și scrieți și nota, dacă e la ei la fel, lasă, înțeles, în fine. Dar bă, dar voi ce faceți, mă, acolo? Că vă certați mai devreme, nu știu ce faceam, sincer. Bă, Rafaele, bă, noi sigur nu facem nimica, da, adică sigur n-ai de ce să te uiți pe geam. Bă, băi, da, nu o să mă uit la voi, pentru că oricum o să câștig eu, că de... Mă, ce ca... Darusel, bă, ce căuta... Da, uitați-vă puțin la ea, cum trișează, de ce? Pentru asta, minus un punct, decide lumea în comentarii. Ai zis ceva, bă, Rafaele, ai zis ceva? Darusel, dacă vă văd cumva casă cu ceva ca mine, nu, gata, am plecat, gata, duceți-vă înapoi. Mă, nu, te rog, că mi s-a dat toate. Bă, dar nu mai pune, mă, gata, Darusel, pe bune, gata. Da, deci vedeți ce au făcut aia, mi-a pus Darusel niște de-astea, au venit să se uite la mine, aia. Bă, dar nu mai veniți, mă, Alice, rămâi, mă, acolo, nu mai veniți, pe bune, pleacă, Alice, pleacă. Nici nu te auzi, Alice, adică... Mă mai luați și la mișto, ia să intru acum la voi, nu, să intru și eu, nu? Vreți să intru și eu la voi? Tu ai terminat? Nu, n-am terminat. De ce veniți la mine? Că vrem să vedem. Bă, mă, pe bune, nu, stați puțin. Vreau să vă întreb ceva. Voi nu vreți să vedeți acolo la final să fie foarte frumos, să vă surprindă finalul cum ar veni, să dați note frumos? Bă, dar să zic, dă-te, așa, pa. Da, mulțumesc, dar să le mai bine. O să vadă ce o să fac eu, pentru că acum vreau să fac clopotul aici în dreapta. Tu poți să mă ocup aici de frumos și de cimitir și să vedem ce mai putem să mai facem. Să sperăm că o să iasă totul bine. Păi, eu sunt mulțumit deja. Scrieți voi acolo în comentarii dacă vă place ce am făcut eu și bă, chiar trebuie să ia. Nu știu, scrieți voi acolo dacă chiar trebuie să le iau un punct sau de fapt nu le iau, mă, că până la urmă sunt Darusel și cu Alice, îi iert, n-am ce să le fac, sincer, pe bune, adică la mulțimea serios, uitați-vă, Darusel a și ieșit, deja s-a ofticat. Am terminat de făcut și locul unde se cântă la clopot, bine, se cântă, se bate la clopot, cum ar veni, urcăm pe aici foarte frumos, după cum puteți vedea din jur împrejur, am făcut chestiile astea pe aici, acum am făcut și acolo, ca și cum să se vadă că e de Halloween, așa că e puțin abandonat, dar nu prea e, în fine, nu mai contează, asta e de Halloween, până la urmă, și aici urcăm foarte, foarte frumos, cărlele urcă așa direct și aici sunt astea, cum ar veni, practic, dăm aici, ding, 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 și fiți atent, mamă, stai să pun și aici pe aici, cred că arată bine. Eu zic că arată genial, sincer, adică chiar îmi place cum e și construcția, chiar nu mă așteptam să-mi iasă așa de bine. Mă gândeam, bă, cred că o să-mi iasă ceva, dar nu chiar așa de bine, adică e ok. Bă, eu chiar sunt mulțumit, sincer, pentru că nici nu stau foarte mult, că dacă aș sta toată ziua să fac asta, vă zic că ar ieși ceva super, super șmecher, dar nu trebuie să mă chinui cu ei. Și acum trebuie să fac în felul următor, am făcut astea două și acum vreau să fac cimitirul foarte frumos, mai am cimitirul și cam atât o să fie. Eu zic că o să iasă totul foarte, foarte bine și abia aștept să se termine totul, pentru că deja sunt obosit, sincer, și chiar nu mai am răbdare să-i bat. Pot să spun că am terminat, o să mă întorc în următoarele secunde, dar nu înainte să vă zic să dați acolo pun butonul de like dacă încă n-ați dat like și lăsați acolo un comentariu care credeți că o să câștige, dacă o să câștig eu sau Darusel și Alex, pentru că sunt în echipă, dar în 3, 2, 1, să vă arăt ce am făcut aici. Uitați-vă puțin cum am făcut aici cimitirul, am pus niște zombi de ăștia pe aici să stea foarte frumos și aici am făcut cimitirul, vedeți, am pus foarte multe chestii pe aici, am pus poște așa, foarte, foarte multe chestii avem aici și asta cu mătura de vrăjitoare cu toate chestiile astea și am mai pus și pe aici niște ornamente cât de cât așa, am abuzat cum ar veni de ele, am pus așa, vedeți că am pus foarte multe pe aici, am pus și pe aici niște dovlești, toate chestiile astea și cam așa arată rezultatul final. Nu arată foarte, foarte wow, dar eu zic că totuși o să fie mai frumos decât ce au făcut ei. O să revin la ei imediat, dar înainte de toate, uitați că a venit și Darusel în sfârșit, bine că are intrat, am crezut că s-a dat bătut până la urmă, dar eu zic că o să arate cât de cât ok, eu zic că arată bine, am făcut asta, ok, puteam să fac mult mai frumos, dar bă, eu zic că nu trebuia să mă complic foarte, foarte mult, așa că am zis, bă, lăsăm așa, cum am ieșit aici, cum am făcut toate astea foarte, foarte frumos, eu zic că arată genial, adică chiar sunt curios ce reacție o să aibă
pe amândoi și să le prezint aici foarte frumos, să văd și ce au făcut ei, chiar sunt curios și acum. Hai să nu mai dăm drumul la vorbă, nu mai vorbim foarte multe pentru că vreau să revenim acum la ei. Să vedem ce au făcut ei. Prima oară vreau să merg la ei, dar știți cum fac ei de obicei, le zic să mergem la ei, o să vină la mine, dar ai, o să vedem cum o să iasă. Doamne ajută să fie mai bine la mine, dacă nu, ai, nu mă supăr, dar poate așa mai câștigă și ei din când în când, că de fiecare dată eu zic că eu am câștigat aproape. Hai să mă duc acum să vedem ce facă. Mamă, bă, nu vine să crezi că îl așteptăm aici, bă, de 10 ani. Alo, alo, ce căutați? Mă vorbiți cumva pe mine, pe la spate și nu știu eu? Pe tine, da, că sunt de 10 ani, nu pe tine. Nu, mai nu, dar se, bă, pune alea înapoi, dar să le, că n-ai văzut la mine, pune asta înapoi aici, dar să le fiți atenți, vreau să mergem, bă, stați că trebuie să pune și, în fine, hai mă, veniți la mine, veniți la mine, că știu că asta vrei să veniți prima oară la mine, chiar dacă ziceam să mergi, bă, dar să, da, poți să nu mai pui, te rog, dar să le, poți să nu mai abuzezi, că dacă nu o să fii descalificat, pă bune, la mă, nu, cel mai serios, Darusele, hai să-ți prezint aici foarte frumos, că nu mai avem timp, Darusele, pă bune, lumea se așteaptă, vrea să vadă și ceasă cu voi, pentru că lumea a văzut la mine deja, Darusele. Ok, arată, stai, nu intrați, fiți atenți. Aici este cimitirul, da, după cum puteți vedea, este cimitirul și uitați-vă așa, ridicați-vă în sus, ridicați, bă, Darusele, nu mai dați darea, ridicați-vă și uitați-vă de jur împrejur. Darusele, mai bani mult joc, hai, uitați-vă din jur împrejur să vedeți cum am făcut aici, pentru că am făcut ceva foarte șmecher. Acolo e clopotul, da, Darusele. Cum adică așa de mare? Păi ce vrei să fie? Păi trebuia să fie mai mică, nu? Mai minimalist. Vrei să fac mic, ați făcut nașpa, ok, deci stai, Alice, nu intra, vină înapoi, Alice, nu intra, hai mă, Alice, vină înapoi, stai puțin, haideți să vă, bă, stați pe bune, la modul cel mai serios, stați să vă prezint foarte, foarte frumos, veniți după mine, aici am cimitir, ok, aici ați văzut biserica, foarte frumos, și aici este un clopot, ați văzut, nu mai trebuie să mai intrați neapărat, înăuntru, acum, Alice, zumbalei, Alice, atacă, zumbalei, Darusel, poți să te potolești, te rog? Dă-te pe la față, sunt zombie! Gata, sunt zombie de ordonament, Darusel, fii atent, haideți să intrați aici, pentru că aici este totul cel mai șmecher. Intrați înăuntru să vedeți cum am făcut interiorul. Uitați-vă puțin aici. Alice, n-ai voie acolo, tu e altarul, acolo au voie doar bărbații, tu n-ai voie, doar Darusel are voie acolo să intre în altar. Bă, Alice, poți mai... Femeie, pleacă, femeie! Auziți? Puteți, vă rog, să nu mai spargeți pe aici, să facem și noi foarte frumos, că deja mi s-a luat. Vreau să facem frumos aici, să fie totul foarte bine. Chiar ai adus 2 copii la competiția asta și ai crezut că o să se întâmple ceva bine. Doamne, uitați-vă puțin la... Mă, Alice, gata, vino înapoi, fiți atenți, uitați-vă aici, biserică, ia, puneți-vă, mă, să... Ia, dar să le... Da, ia, puneți-vă așa jos. Ok. Mă, stai puțin, dar să le, stai puțin, dar să le, parcă știam că tu ești preot, așa, ia, pune-te tu, mă, dar să le. Hai, mă, Alice, am venit la biserică, Doamne ajută, facem 3 cruci, așa ne închinăm și hai să vedem preotul. Ia, spune-ne, preote. Bună ziua, băieți și fete, eu sunt preotul vostru, dar sunt 2001, așa, 2012 și vreau să vă spovedesc. Tu ești povedit? Nu, tu ești povedit? Tu ești povedită. Tu rămâi cu mine, ok? Tu poți să pleci, doamnă frumoasă, hai. Tu rămâi cu mine, ok? Hai, vino cu mine. Mă, ce vrei, mă, dar să le pot, dar vorbește și tu mai pe bune. Hai, părinte, ce doriți? Ia, spune. Să te auși eu mai calm, părinte, că ții alea în gură, n-au nimic. Bă, părinte, o să te spovedesc. Foarte amuzant, dar să le, mamă, bă, dar să le, bă, pe bune, Doamne. Bă, Alice, mie mi se pare cam ciudat părintele ăsta, mă, ți-ai cum se pare, pe bune, adică mi se pare ciudat. Liniște în sală, fiate, nu o să faci Sfânta Părinte, Sfânta Părinte, cu Domnul, cu tine, cu Doamna, cu mine și mama ta, cu mine și tatăl tău, cu mine și tatăl lumea. Da, cel mai bun preot, abia s-aude, vorbește, dă, zici că nu vorbește, ok, fiți atenți, hai să vă prezint aici cum am făcut, acolo v-am mis altarul, aici sunt niște icoane foarte frumoase, ia pupă-mă icoana, Darusele. Una icoană! Astea sunt icoanele, pupă-le, pupă! Da, dar nu cred că... Alice, fii atentă, știi că o să fii și tu descalificată cu Darusele, o să vii să-ți cadă la amândoi puncte? Bă, gata, Darusele, pe bune, nu mai sparge, hai mă, Darusele, că lumea vrea să vadă aici frumos, să vadă și alea... Nu, hai, lasă, dați o notă, că nu vreau să vă mai arăt, lumea a văzut... Gata, ți-am arătat, tot. Ok, gata, dați o notă, pe bune, gata, mi s-a luat, pe bune. Vreau să văd ce a făcut și voi. Dați o notă, că oricum o să dea oamenii nota finală, nota contează de la oameni, nu de la voi, că voi oricum o să dați note. Bine, bine. Dar stai, Rafael, du-te la mai încolo să vorbim despre notă. Nu, așa. Atent, băi, eu zic că merită 4. Da. Alex, ți se pare că vorbești încet acolo sau vorbești tare, că eu te-am auzit. Da,
Marcel, Alice, puteți să dați și voi o notă foarte frumoasă? Atent că eu am zis 4, el a zis 2, 4 cu 2 poate 6. Da, 6, mai dați un punct, 7 din oficiu. Stai, bine, 6 împărțit la 2. Mamă, gata, foarte amuzant sunteți voi. Oricum, oamenii o să decidă acolo în comentarii și acum o să mergem și la voi. Voi mi-ați distrus foarte multe chestii și oamenii o să vă dea o notă foarte mică pentru că voi mi-ați distrus, ok? Acum intru la voi să vedem ce am... Să știi că 100% n-am copiat nimic. Da, eu sunt sigur că nu v-ați uitat la mine mai devreme să vedeți ce fac eu, ok. Așa, și ce e aici? Ce a făcut aici? Marma armată de zombale? Ce e mă asta? Mamă, cât a făcut? Mamă, și ce e mă asta în spate? Cine l-a făcut? A făcut un nou construcție, altă construcție? Da, eu am făcut ăsta și el ăsta. Ok, hai. Bine, dar el a mai ajutat și la biserică. Vreau să văd prima oară ce a făcut Darăsile. Ok, a făcut asta. Așa, intrăm pe aici foarte frumos. Mă, ce e mă asta aici, Darăsile? Vrei să mă tai? Da, hai, intră! Și ce biserică asta? Asta e biserică la tine, Darăsile? La Dumnezeu cu sănătate. Nu mă bagă nimeni în seamă. Dar Rusel, poți să mă bagi pe mine în seamă să facem frumos aici că oamenii vor să vadă concurs de construire, nu prostiile tale. Da, brafale, vino. Dar Rusel, dar poți să nu mai țip, te rog, că deja ne-ai spart timpanele la toți. Alice, vreau să-mi prezinți tu ce ai făcut că la Darusel. Am văzut, Darusel nici nu s-aude. Nu mă mai interesează, vreau să-mi prezinți tu aici foarte frumos. Am făcut aici un dovleac de stat tradițional cu niște plantuțe aici frumos. Ok, și aici un dovleac ce ai făcut? Mamă, da, stai așa, mamă, cât de tare. Ia, spune-mi povestea, ce ai făcut tu? Păi m-am gândit la mine vrăjitare și cu Halloween și a ieșit asta. Da, ok, bă, mie mi se pare chiar e drăguț. Ce ai făcut tu, Darusele? Vreau să-mi spui și tu povestea ta, la ce ai construit tu, ia spune-mi. Păi bărafa, la mine și bărafa, la... Alice, tu mai ai urechi pe bune, că țipă cam rău, Darusele. Ai zis bărafele, că nu se aude. Păi, exact, asta am zis. Pe fiață în bărafale, eu am făcut biserica mea, este biserica Dumnezeului nostru, ok? E părăsită, îmi pare că e părăsită, dar și creierul tău e părăsită, ai creierul gol, ha-ha-ha. Darusel, nu înțeleg nimic ce vorbești, ok, deci cam atât a fost cu aceste episod, scrieți voi acolo în comentarii. Ce mai vrei, mă, Darusele, că Darusele, dacă vorbești și tu să te... Darusel, ok, te bag în seamă... Nu, stai puțin, te bag în seamă dacă vorbești tu mai clar, că eu n-a înțeles nimeni absolut nimic, Darusele, în ce ai vorbit tu, chiar nu s-a înțeles. Ok, am o surpriză, vino. Da, de surpriză, dar să le este să dați voi acolo cât mai multe like-uri, să lăsați acolo comentarii multe, să scrieți cine a făcut mai frumos, cine a câștigat. Ce vrei, Darusele? Bă, stai, bă, Rafa, stai, bă, te rog, stai, cea. Alice, vino, fii antena, vino, e ca tare, să facem surpriza. Surpriza? Da, uite, surpriza. Mamă, ce amuzant, e foarte amuzant, Darusele, pe bune, da, mamă, ce amuzant, Darusele. Scrieți voi acolo în comentarii cine crezi că a câștigat, adică eu, 100%, uitați-vă la Darusele cum face, nu mai am nimic de zis, papa. Eu sunt Darusele și am câștigat. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.